Pentru mine, cărțile înseamnă mult mai mult decât o simplă copertă și câteva pagini. Pentru mine, o carte înseamnă o poveste de viață, o istorie, iar literatura reprezintă frumosul, ceea ce ne definește pe noi ca oameni. Dacă mie, cea lipsită de o vastă experiență de viață, mi-ar fi răpită bucuria lecturii, probabil aș izbucni în plâns. Pentru că în momentul în care citesc o carte, ajung să empatizez cu ea, ajung să mă încred în ea și ulterior ajung să o aplic în viața de zi cu zi. Câteodată nici măcar nu-mi pot da seama unde se termină cartea și unde încep eu. Dar iubesc acest sentiment, pentru că asta mă pasionează, până la urmă, lectura. Probabil dacă i-aș explica unei persoane care nu are aceeași opinie vis-a-vis de lectură ca și mine, că, de fapt, asta mă definește, mi-ar arunca inițial câteva priviri stranii. Însă, ulterior, mai mult ca sigur, și va pune întrebarea, oare chiar atât de importantă este lectura în viața unui om? Atunci eu știu că mi-am îndeplinit scopul, că prin simple cuvinte am reușit să transmit unei persoane exact ceea ce voiam, exact mesajul în esență. Asta face lectura. Asta face lectura. Ne ajută să transmitem persoanelor mesajul exact așa cum îl vrem. Ne ajută să transmitem emoții. Ne ajută printr-o mare de cuvinte să facem interlocutorul să înțeleagă ceea ce vrem noi să înțeleagă. Mai mult, lectura înseamnă autocunoaștere. Prin rezonarea cu personaje, prin împrumutarea experiențelor lor pe care le aplicăm în viața reală, ajungem să ne înțelegem atât pe noi cât și pe ceilalți. O carte bună este acea carte pe care o citești și urăști cât de mult o iubești, pe care o arunci în cealaltă parte a camerei pentru că nu mai poți suporta suspansul, dar fugi repede după ea și nu o mai poți lăsa jos din mână. Asta înseamnă cititul. Cititul înseamnă emoție, cititul înseamnă hrană pentru suflet, pentru că oamenii tânjesc după aceste emoții. Oamenii au nevoie să își dea seama că sunt oameni. Deci, de ce citim? Citim pentru că avem nevoie de autocunoaștere, pentru că avem nevoie să ne dezvoltăm abilitatea de comunicare. Citim pentru a putea stăpâni cuvintele, dar pentru a putea să ne lăsăm stăpâniți de ele din când în când. Citim ca să ne citim.